depinde de oameni. Mai puși pe jos și trebuie să încărcăm cu mâna în loc să pui în tomberon. Tomberoanele de șerte, da. Da, tomberoanele de șerte, dar ies, aruncă jos. Nouă mașină a fost. Față de gazon, Mercedes-ul e altfel. Ușor de manevrat, mai curat muncim, nu remontăm în tot zonă. Și aici dacă s-a stricat asta, noi nu se mai e din ora de gazon. Dacă nu pot să ajut. Ca unul unic, dar n-am fost. Era tomberoană, nu zile din s-a așteptat, am fotografii de ele. Mintea la orașul de proșa mașină, n-avem și mașină. Adică e confort între însă, că ia că este condiționer, este și meracoare. Și acolo este condiționer, schizi două veriestre și cu ușile. Aruncă pe jos, care nu orice și bucurat, orașul și bucurat vin, orice mai copiii, orii, chiar singure vin și nu pun în tomberon, dar pun în miroasă, nu vor să apropi de tomberon. Alții mai duc că dacă noi plătim, vă trebuie să luați cu noi. Depinde și de oameni. Aici era o zi de orihă noi, sunt ca duminică. Sunt de aici care spun mulțumesc, dar sunt care spun altfel. Spun altfel. Mă dă și ei, și domnul șofer. Te mai trimite, te mai scoate. Noi îi ajutăm, dar ei, în loc să mulțumească, te trimite. Spui în tomberoane, să nu pui aleturi, să nu facă murdărie. Pachete de cameră, numai. Da, și pachete de cameră, dar nu... De la porci, de la stroi material, din casă aduc cotileț, cărănită, stric sobile și azvâruri, tomberon. Da, ca și... Problema între așa e că e pentru manager pus, dar nu e pentru stroi material și pentru aia asta. Pentru stroi material este tractor, este mașină specială care spune. Ai făcut chemare și a venit și ți-a luat și gata. Ai plătit și eu. Dar și eu umplut-o cu stroi material și apoi ești la scări cu manageră pe na unii pune și pun jos. Și apoi încep câinea tărâie și îmbrăște tătă... Dacă a venit vorba de-am până la ea asta. Ele s-a făcut pentru manager. Și din casă. Cu leoc, cu cartoaf, cu coș de cartoaf și cu coș de carbuș. Și gata. mașini foarte bune. Mă uit așa, cum am observat până acum, bună. Am pe ei foarte bune. Deci, asta că lucrează. Lucrează, nu stau sub garduri. Bravi! Mușesc, bravi! Strâng la vreme, nu câteodată, dar tot nu-i vina lor. E bun! E bun, clar! Puțin așa mi-a chicat locul. Lucrez și am rămas aici. Pur și simplu mi-a plăcut că fac curățenii pentru oameni, dar că oamenii nu ajung pe aici la alții, ce să faci? Când e și mai greu, când e mai ușor, dar așa e ca așa o dușeam. Ne chinuim. Ce-i să faci? N-ai ce faci. N-ai să iei musul, n-o să rămâi și bardat. Ia ca așa rezistăm. N-avem ce faci. Ce avem de făcut? Plata dacă se o lea mai mare. Dacă aș primi euro, așa primi scălile. La ceva ca în Europa, dar îți plata în lei. La ce și-am fost? Poate noi e pe mei curat. E clar să te prindă că zile de lături, păi ce-o ștrăfăie, dar aici... Locul e mai plătit. Da. Dar aici, ori zgrăiești, ori... Mai geniu du-te șed. A vreo să zic, dar stac, tiho. Te-ai priceput, am și am vreo să zic. Și-ți place că e curat în oraș, că nu e curat în oraș, dacă nu e acordat. Am atunci să strică dispoziție cu totul. Pariți? Nu e ca Paris. Toți dacă Paris. Azi e ca Paris, dar până mult. E ca la Moldova. Ca la Moldova. Așa e la Moldova.